În 1941 trăiau 6.000 de evrei în Târgu Mureș. În jur de 13% din populația orașului. Aproape toți au fost deportați la Auschwitz în 1944 de către hortiști. S-au întors mai puțin de 800. Aceasta este povestea lui Giusi Scheiner. Am fost una dintre cei norocoși care s-a întors. Când m-am întors din lagăre, am aflat că și frații mei supraviețuiseră. Și cât de repede am putut, m-am întors la muncă, la salonul de cosmetică. Femeia de serviciu de acolo m-a convins să cumpărăm un bilet la loterie. Am câștigat această motocicletă. E bine, ce puteam eu să fac cu o motocicletă? Am vândut-o fratelui meu, Andraș. Fratele meu m-a luat la balul motocicliștilor. Și acolo l-am întâlnit pe Jenő Schönbrunn. A venit și s-a așezat pur și simplu lângă mine. Bietul de el fusese timp de 8 ani împrizonierat undeva în Ucraina și acum era bucuros că în sfârșit poate fi acasă. Ne-am căsătorit. Aveam un cerc vechi de prieteni evrei, dar n-am avut legături cu comunitatea evrească. Din nefericire, după Auschwitz, nu am putut avea copii. L-am pierdut pe Jenő în 1977, după o lungă suferință. După câțiva ani, l-am întâlnit pe Aladar Scheiner. Prima lui soție murise în lagărele naziste. A doua lui soție murise în același an ca și soțul meu. Ne-am căsătorit și Aladar m-a adus în mica noastră comunitate evrească, unde el a fost președinte timp de 20 de ani. Am participat la evenimente majore și ceremonii, am primit vizitele șef-rabinului Moses Rosen. Din păcate, nici Aladar nu mai trăiește. Eu, totuși, încerc să rămân activă în comunitatea noastră. Sunt în legătură cu familia mea, mă sună în fiecare săptămână. De fapt, acum aștept un telefon din America de la fratele meu, Andraș. Astăzi mai trăiesc mai puțin de 200 de evrei în Târgu Mureș. După Holocaust, familii întregi au dispărut și majoritatea bătrânilor evrei din România trăiesc singuri. Prin intermediul Joint Distribution Committee, comunitățile sunt ajutate. Sinagogile sunt încă deschise și alimentele și medicamentele necesare ajung la cei care sunt în nevoie.